Eu sunt fier convins că aceasta este ultima sesiune din această legislatură. Noi vom face tot posibilul să obținem scoaterea din captivitatea instituțiilor statului, modificarea Constituției pentru alegeri directe a președintelui și alegeri parlamentare anticipate. Dacă voi nu vreți, poporul vrea și o să vă impună. Vă promit acest lucru. Astăzi noi am propus mai multe inițiative. Demisii a conducătorilor instituțiilor. Nu le-ați aprobat. Nici n-ați vrut să spuneți în discuții demisia Procurorului General. Noi am propus mai multe inițiative de reforme, nu le-ați acceptat. Din nou, vă temeți de reforme și nu o să faceți reforme. Și aici sunt reprezentanța Corpului Diplomatic, stimați parteneri de dezvoltare, nu-i credeți mincinoși ăștia. Ei mimează reforme, nu o să facă niciodată reforme, pentru că pe reforme își taie creanga pe care ei stau. Pentru că dacă fac reforme, distrug sistemul oligarhic. Ei nu pot face reforme. Și nu vor face acest lucru. Ei vă ung ochii pentru ca să le mai dați încă un grand de 10, 20, 30 milioane de euro să mai trăiască, zic, ca în orcămanie. Încă o doză. Încă o doză. Ia ca ce fac ei. Nu știu, eu credeam că astăzi o să fiți mai constructivi. Sincer vă spun, la majoritatea parlamentară. Credeam că astăzi o să începem, uite, ați văzut ce s-a întâmplat în luna ianuarie, februarie, Oameni în stradă. Chiar nu am insistat astăzi să iasă oameni în stradă. Încredeți că băi, poate le-a venit mintea la cap după tot ce s-a întâmplat. Se vede că nu vă venit mintea la cap majoritatea parlamentară. De ce înseamnă că noi trebuie să venim încoace totuși cu mai multă lume pentru ca să încercăm, democratic, pașnic, să vă convingem. De ce astăzi, în această ședință, la deschiderea sesiunii, noi, fracțiunea socialiștilor, vă declarăm foarte cert și dur domnul Sergiu, inclusiv, că acest stat este un stat capturat de un singur partid, Partidul Democrat. Este un stat și cu o guvernare oligarhică și vreau să vă promit că nu veți avea mult timp să mai stați în aceste fotolii. Și în semn de protest, noi părăsim sala de ședință.